Bonurile valorice primite în schimb sau faptul că o persoană cunoscută are nevoie de sânge a făcut ca de la începutul lunii ianuarie numeroși gorjeni să treacă pragul centrului de transfuzii. Încă de la primele ore ale dimineții, zeci de persoane așteaptă ca personalul unității să-i conducă spre sala în care se recoltează sânge. Ei recunosc că problemele financiare și gândul la bonurile valorice pe care le primesc i-au determinat să facă acest lucru. Vă sunt folositoare? Da, da. Acum aveți nevoie de ele? Da. A fost ăsta un motiv în plus pentru care ați donat? Nu, nu, nu. Deci nu se ajunge salariul de la lună la lună, nu se ajunge. Țigările. Și bonurile sunt bune. Da. Alții au ajuns la centrul de transfuzii după ce au fost solicitați să doneze pentru o rudă internată în spital. Da, donez pentru sora mea, care este internată aici și într-o stare mai gravă. Și trebuie mai mulți din familie ca să donăm sânge. Câte persoane ați venit? Vreo 7. Până acum și vin și mai târziu. Directorul centrului de transfuzii, Maria Cazan, a afirmat că în prezent se încadrează norma pe care și-au impus-o. Media pe care ne-am dorit-o dintotdeauna a donărilor pe zi este între 20 și 23 de donări pe zi, dar subliniez faptul că la această medie au participat atât donatorii noștri cât și aparținătorii de bolnavi. Aceasta a mai afirmat că nu de puține ori cei care au venit să doneze, dar au fost respinși, au devenit recalcitranți. Au fost destul de multe persoane care nu au putut să doneze sânge din diverse motive. Tensiune mai mare, au mâncat gras, erau obosiți. După aceea au fost și aparținători care chiar s-au supărat de ce nu i-am băgat. În 2010, peste 5.000 de persoane au donat sânge. Conducerea centrului de transfuzii speră că anul acesta numărul să fie mult mai mare și astfel să fie eliminată problema privind lipsa sângelui.